Felicitări, capitanul nostru de astăzi a închis poarta, ai primit un gol, însă ai făcut o partidă remarcabilă. Cum a fost? Mulțumesc frumos. Eu cred că a fost un meci destul de greu. Cred că Botoșani a jucat destul de bine și au creat ocazii, dar noi am avut ambiție și dorire și am luat cele 3 puncte. Am marcat de fiecare dată când am avut ocazia. Și ți-am zis, mă bucur că am luat cele 3 puncte. Era foarte important să câștigăm primul meci din grupă, pentru că avem obiectiv cupa și era important să câștigăm primul meci. Toate cele 3 favorite la primele 2 locuri, să zicem așa, au câștigat cu 3-1. Te așteptai din partea cealaltă la vreo surpriză? Nu, sincer să fiu, nici m-am uitat, m-am concentrat pe meciul nostru. Era important, dacă noi câștigăm toate meciurile, ne calificăm mai departe. Cred că asta e cel mai important. Meciul următor să-l jucăm la victorie și la fel, următorul meci tot așa. Cum rămâi concentrat mereu? Adică nu joci foarte mult, însă când intri pare că... Da, pentru că este o concurență la antrenamente, unde ne pregătim foarte bine, dar asta ne ține în priză și chiar mă bucur că am reușit să fiu concentrat astăzi și să muncim să câștigăm cele 3 puncte. Cum vezi tu perioada asta la Rapid? Ai trecut prin foarte multe perioade grele, mai bune, însă unde ai plasat această perioadă? Cred că Rapid trece prin cea mai bună perioadă de când sunt eu aici. Cum ți s-a părut atmosfera într-o zi de joi? Mai e ceva de zis, că fiind după noi peste tot în lumea asta și ne susțin. Fără ei n-am fi fost aici. De-a lungul istoriei n-am fi făcut performanțele pe care le-am făcut fără suport. E clar, ei ne poartă spre victorie. Peste 3 zile jucăm la Sibiu, rămânem la Sibiu, jucăm împotriva echipei lui Măldărășanu, azi am jucat împotriva echipei lui Alexa. Sper să câștigăm și împotriva lui Mălda și să mai punem 3 puncte acolo în campionat. Mersi.